O cicadă gheboasă, perfect camuflată pe acest smochin, de să o apropiem. Care vrea să-și focalizeze. Deci ea stă acolo și suge de pe rămurica aia, sucul celular. Sper să reușesc să o focalizez odată și odată. Pare că nu reușim să o vedem unde aproape. Trebuie multă răbdare cu telefonul ăsta. Deci e mult prea departe. Obiectivul, să vadă aici mai apropiere. Haideți că cam așa. Da, se vede cocoașa, piciorușele și probabil că e la masă, dacă o dăm la o parte și ne uităm pe crenguță, sigur vedem și locul unde a asupt. Și cicada gheboasă pe smochin. Ia să vedem, o deranjăm. Da, și-a luat zbor. Se văd ceva urme acolo. În urma străpungerii ramurii, coaja se exfoliază și apar acele tăieturi, acele urme pe ramuri.